Bună seara, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Numărul cazurilor de infecții respiratorii și gripă crește în regiuni, cele mai multe fiind în rândul copiilor. La primăria din Bălți se impune purtarea măștilor și termometria la intrare. Brizgăm ruchii, всегда. Постоянно все у нас бутылочка, чтобы мы брызгали. А как вы относитесь к ношению масок в общественных местах? Нужно, не нужно? Если бы сказали, носили бы. Значит, нужно было бы. Нет проблем. Consiliul Superior al Procurorilor a amânat astăzi examinarea dosarelor candidaților pentru funcția de procuror general din cauza lipsei unor avize. Judecat în dosarul furtul miliardului, fugarul Vlad Plahotniuc nu este dat în căutare prin Interpol, a anunțat aseară în cadrul emisiunii În profunzime șefa Procuraturii Anticorupție. Există așa o comisie care verifică dosarele pentru anunțarea în căutare și în cazul lui Vladimir Plahotniuc am primit un răspuns de la această comisie care ne-a anunțat că el nu va fi anunțat în căutare, fără să avem o explicație. Transparența decizională nu este respectată în activitatea Parlamentului, iar examinarea și votarea unor proiecte se face cu încălcarea normelor legale, susține Asociația Promolex, care a monitorizat activitatea legislativului. Nicio ședință dintre acestea nu a fost dedicată proiectelor opoziției, așa cum prevede regulamentul Parlamentului. Numărul cazurilor de infecții respiratorii virale și gripă crește în regiuni, potrivit medicilor, de cele mai multe ori sunt afectați copiii, iar părinții sunt îndemnați să apeleze la specialiști de la primele simptome. La Bălți, autoritățile locale au decis să revină la regimul de mască și termometrie la primărie. La Chișinău, cazurile de îmbolnăvire sunt într-o ușoară creștere, dar sunt de gravitate medie. Numărul infecțiilor respiratorii acute au crescut semnificativ la Bălți, afirmă specialiștii în sănătate. Săptămâna trecută au fost înregistrate 375 de cazuri de infecții respiratorii virale acute, dintre care 245 în rândul copiilor. Am făcut vaccinul protegripă. Așa, sperăm că nu ne vom boli. Boleli vnuki, noi, slavă Bogului, nu boleli. Придерживаемся той народной медицины, сейчас знакомы и так далее. Брызгаем руки всегда. Постоянно все у нас бутылочка, чтобы мы брызгали. А как вы относитесь к ношению масок в общественных местах? Нужно, не нужно? Если бы сказали, носили бы. Значит, нужно было бы. Нет проблем. Носили, когда было. Да. Мы всегда соблюдаем. A crescut și numărul cazurilor de gripă, multe în rândul copiilor. Luând în considerație acest fapt, vreau totuși încă o dată să aduc aminte cu părinților că sunt responsabili de soarta copiilor și de sănătatea acestora și să nu evite vaccinarea. În contextul în care numărul de infecții respiratorii crește, autoritățile locale au decis ca de săptămâna viitoare purtarea măștii să fie obligatorie la ședințele de la primărie. Pentru alte instituții publice nu au fost anunțate măsuri. Între timp și la Căușeni se înregistrează o creștere a numărului de îmbolnăviri. La centrul de sănătate din oraș era aglomerație. Mai multe mame alături de copiii lor așteptau să intre la medic pentru tratament sau un control de rutină. De sâmbătă avem muci, nu avem febră, mulțumim lui Dumnezeu măcar. Și venim să ne asculte medicul, să nu fie ceva mai grav. Sunt diferite tulpini care provoacă virozele. Ultima dată noi am avut mai mult cu enterovirus, cu rotavirus. Atunci virozele decurgeau cu problemele și gastrointestinale. La moment mai mult sunt virus care provoacă traheitele, traheobronșitele, chiar și bronșiolitele. Foarte des dezvoltă și pneumonie. La Chișinău au fost raportate peste 140 de cazuri de gripă sezonieră, iar numărul cazurilor de infecții respiratorii acute a crescut în ultima perioadă cu 12%. Majoritatea cazurilor sunt însă de gravitate medie și ușoară. A crescut numărul cazurilor confirmate de gripă. De aceea atenționez încă o dată pe toată populația Chișinăului să fie precauți și nu în ultimul rând să nu se ocupe cu automedicația și să adreseze la timp la medic, ori virusul gripal în această perioadă este destul de agresiv
și poate cauza complicații destul de grave. Potrivit ANSP, de la începutul perioadei reci s-au înregistrat 600 de cazuri de gripă, peste 100.000 de cazuri de infecții respiratorii acute ale căilor respiratorii și peste 7.000 de cazuri de infecții respiratorii acute severe. Pentru a se proteja de infecțiile virale ale căilor respiratorii, medicii îndeamnă oamenii să se spele cât mai des pe mâini, să evite zonele aglomerate și să aerisească încăperile. Polițista care a urcat băută la volan și a provocat accidentul de la Sângeră, a soldat cu un deces, a spus că regretă cele întâmplate, fiind audiată astăzi de către judecători. Că recunoaște dumneavoastră sincer sau nu recunoaște, o să examinăm totuși în continuare cauza în felul în care s-a acceptat astăzi de către instanța de judecat. Pentru că și-a recunoscut vina, fosta polițistă va sta mai puțin după gratii. Ce pedeapsă ar putea primi, aflați în câteva minute la știri. Cazurile când copiii nasc copii, așa cum s-a întâmplat recent într-o localitate din centrul țării, nu sunt unice. Anual, în Republica Moldova, circa 300 de copile devin mame, arată datele oficiale. Totuși, numărul nașterilor în rândul minorelor a scăzut, potrivit statisticilor. Fetele au nevoie de suportul și consultarea unui psiholog care să le ajute să treacă peste traume, dar și să se reintegreze în societate. În asemenea cazuri, trebuie să se implice autoritățile abilitate, care sunt obligate să intervină și pentru a preveni astfel de abuzuri. Specialiștii din cadrul Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, o instituție non-guvernamentală, spun că minorele care au fost supuse unui abuz sexual au nevoie de ajutorul unei echipe multidisciplinare, de la medici care să monitorizeze starea de sănătate fizică până la psihologi care le vor ajuta să treacă peste traume. Ar fi important să fie oferit acestei familii un suport de care ei ar avea nevoie în rezultatul unei evaluări, astfel încât familia extinsă să poată să-i asigure condiții de creștere și dezvoltare atât pentru copilul nou născut, cât și pentru tânăra mamă. Trauma ei ar putea să survină din multiple evenimente și abuzul sexual, sarcina ascunsă, nașterea. Iar din acest motiv, mamele minore au nevoie de sprijinul nu doar a specialiștilor, dar și a celor apropiați. În orice situație în care simt nesiguranță, îngrijorare, au fost într-o situație de violență, să poată să comunice unui adult de încredere despre ceea ce s-a întâmplat. Pentru asta este nevoie ca în școli copiii să studieze educația sexuală. Ar trebui copiii să fie învățați sau abilitați să cunoască că unele atingeri sau comportamente nu sunt normale sau care comportamente sunt normale, care nu sunt. Să poată să refuze dacă cineva încearcă să îi atingă într-un mod sexual. În instituțiile de învățământ din țara noastră există discipline, atât obligatorii cât și opționale, în cadrul cărora copiii pot studia mai multe aspecte la acest subiect. Avem o disciplină obligatorie, care se numește dezvoltare personală, și aici noi avem un modul pentru educație pentru sănătate, care la acest modul avem planificate 6 ore și noi vorbim, iată, despre aceste subiecte de educație sexuală. Sunt abordate și aspecte care țin de dezvoltarea fizică, fiziologică a copilului, dar și la vârstă mai mare și discuția despre riscurile pe care le poate comporta un mod de viață sau abordări ale vieții intime care nu sunt neapărat adecvate. În cazul în care o minoră a devenit mamă la vârstă fragedă, școala îi poate asigura și un program special de studii pentru a o ajuta să învețe mai departe, spun responsabilii din cadrul Ministerului Educației. Instituția poate să ofere un grafic individual de susținere a tuturor evaluărilor și de recuperare a materiei școlare, astfel încât să asigurăm școlarizarea obligatorie până în treapta gimnazială a acestei fetițe. Avem psihologul școlar care există în fiecare instituție de învățământ și atunci intervenția psihologului școlar este foarte binevenită în asemenea situație. Și se pare că aceste măsuri sunt eficiente. Cel puțin datele statistice arată că în ultimii ani numărul nașterilor în rândul adolescentelor a scăzut cu circa 10%. Trecerea sub tăcere a unor situații de felul ăsta nu ajută. Formarea acestor competențe din școală și discuția fără frică a unor aspecte importante care țin de sănătatea, de fapt, a copiilor noștri, chiar contează. Chiar și așa, Liliana Nicolaescu Onofrei spune că autoritățile, în colaborare cu familia și societatea, trebuie să lucreze mai mult pentru a preveni cazurile de abuz asupra copiilor. Iar cei care comit aceste infracțiuni trebuie trași la răspundere. Pentru infracțiunea de viol, codul penal prevede o pedeapsă cu închisoare de la 10 la 20 de ani sau detenție pe viață. Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani sunt pasibili de răspundere
răspundere penală. Iar a fost făcut public cazul unei copile de 11 ani din Moldova care a născut un copil prin cezariană. Poliția și procuratura au inițiat o anchetă pentru viol. Un suspect încă nu există. Examinarea dosarelor candidaților pentru funcția de procuror general se amână. Membrii Consiliului Superior al Procurorilor urmau să le analizeze astăzi, dar ședința a fost amânată pentru că lipseau mai multe avize. Consiliul Superior al Procurorilor a stabilit lipsa unor avize consultative care urmau să fie remise de către autoritățile de control potrivit legii speciale. S-a ajuns la o concluzie de a amâna o singură dată ședința de examinare a admisibilității dosarelor și a îndemna autoritățile de control a statului să remită în termenul solicitat avizele despre care spuneam anterior. 6 candidați aspiră la funcția de procuror general. Este vorba despre 2 avocați, 3 procurori și 1 jurist. Funcția de procuror general a devenit vacantă după ce Maia Sandu a semnat decretul prin care procurorul general suspendat, Alexandru Stoianoglu, a fost eliberat din funcție. Concursul a fost anunțat pe 22 octombrie, fiind ulterior prelungit până pe 29 decembrie. Polițista care a urcat băută la volan și a provocat accidentul de la Sânger a soldat cu decesul unei persoane și recunoaște vina și regretă cele întâmplate. Asta a spus fiind audiat astăzi de către judecători. În același timp, avocatul familiei femeii ucise spune că fosta polițistă nici măcar nu a încercat să-și ceară scuze. Fosta polițistă a fost escortată astăzi în fața magistraților de la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde a fost audiată. Ea și-a recunoscut vina și a spus că îi pare rău de cele întâmplate. Totodată a recunoscut că a decis conștient să se urce la volan după ce a băut, motivând că se simțea bine. A dormit însă la volan și și-a revenit abia după impact. Că recunoaște dumneavoastră sincer sau nu recunoaște, o să examinăm totuși în continuare cauza în felul în care s-a acceptat astăzi de către instanța de judecat. Niciodată nu a fost apelată de către nimeni. Și nu s-a încercat nici într-un fel ca să fie susținută cumva moral să treacă peste aceste greutăți psihologice care le are în urma accidentului de rutieră. Tot în cadrul ședinței de astăzi, procurorul de caz a prezentat probele acuzării. În principiu acestea sunt declarațiile persoanelor care erau atunci la momentul comiterii accidentului, erau la fața locului. În afară de aceasta este rezultatul testului Drager, precum și a procesului verbal de examinare stării de ebrietate și a naturii ei. Procurorul de caz susține că polițista ar putea primi o pedeapsă maximă de 6 ani de închisoare. Sancțiunea de la acest articol prevede pedeapsa maximă de 8 ani, dar în caz că în continuare se va ține cont de cererea depusă de dumneiei, asemenea situație, pedeapsa se reduce cu o pătrime, adică din 8 ani se scade o pătrime și pedeapsa maximă este de 6 ani de zile. Tragicul accident a avut loc în noaptea de 29 august în orașul Sângera. Polițista de 22 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat pe trotuar lovind 3 pietoni. Una dintre victime, o femeie, a decedat, iar fiica și sora acestei au fost rănite. Atunci, polițiștii au stabilit că tânăra este angajată în SP și se află în afara orelor de serviciu. Fiind testat alcoolscopic, rezultatele au arătat că ea a urcat beată la volan. Ulterior, ea a fost demisă din funcție. Un hoț ghinionist a avariat mașina pe care a furat-o dintr-o gospodărie din Hâncești. S-a izbit cu autoturismul într-un parapet de pe marginea drumului. O cameră de supraveghere a surprins momentul impactului. Ce a făcut după asta suspectul, vă spunem imediat. Vladimir Plahotniuc nu este anunțat în căutare prin Interpol, a declarat aseară în cadrul emisiunii În Profunzime șefa Procuraturii Anticorupție. Totodată, Veronica Dragalin susține că decizia de a conexa dosarul care îl vizează pe Plahotniuc la un dosar mai mare este greșită și că procurorii o vor contesta la Curtea de Apel, deoarece astfel se urmărește tergiversarea procesului. De asemenea, va fi contestată și decizia prin care BNM a fost recunoscută în calitate de parte responsabilă în dosarul fraudei bancare. Comasarea dosarelor lui Vlad Plahotniuc în frauda bancară. După această decizie, ce se întâmplă? Procurorii au luat o poziție că nu este temei de conexare în acest caz, pentru că episodul care viza
ex-președinții băncilor și foștii conducători a BNM-ului era pe o perioadă anumită din dosar. Veronica Dragalin susține că prin comasarea acestor dosare se dorește tergiversarea procesului și că procuratura va contesta decizia. Dosarul Plahotniuc, 51 de martori. Asta deja era să dureze suficient de mult timp. Dar acum avem 51 de martori dintr-o parte și încă 88 în altă parte. Da. Deci, cu care numai 5 să contrapun. Asta înseamnă ani de zile sau ce? Tergiversare a dosarului. În dosarul frauda bancară, fostul lider PD este învinuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor. Vlad Plahotniuc a fugit din țară în 2019, iar până acum nu a fost dat în căutare internațională. I-a anunțat în căutare, ambii s-a anunțat în căutare din procedural, din punct de vedere din Moldova, din punct de vedere deci unde se află de la careva țară oficial, noi nu avem informație pe Vladimir Plahotniuc. După cum am mai spus în alte interviuri, din informația hai să spunem neoficială sau operativă, credem că locuiește în Cipru de Nord. Așa, dar prin Interpol înțeleg că nu sunt dați în căutare. De ce? E complicat de explicat toate, deci cum lucrează întreaga procedură la Interpol, dar până la urmă, deci există așa o comisie care verifică dosarele pentru anunțarea în căutare și în cazul lui Vladimir Plahotniuc am primit un răspuns de la această comisie care ne-a anunțat că el nu va fi anunțat în căutare, fără să avem o explicație. Tot săptămâna trecută a fost o altă decizie care a scandalizat pe toată lumea și anume că, o să spun pe înțelesul tuturor, BNM-ul suportă prejudicii în dosarul furtului miliard. Asta pe înțelesul tuturor. Ce fel de decizie este aceasta? Cum o vedeți? Și o altă întrebare care apare este ce putem face în aceste cazuri? Același complet de trei judecători a luat ambele decizii de conexare exact. Și de recunoașterea BNM-ului ca parte civilmente responsabilă. Iarăși, din punctul nostru de vedere ca procurori, așa o decizie nu are sens, nu e logic, se primește că statul ia dintr-un buzunar și pune în alt buzunar. Deci noi avem o victimă care e statul și persoana responsabilă care până la urmă tot statul. Decizia a fost luată săptămâna trecută de magistrații judecătoriei din sectorul Buiucani la cererea depusă de avocații fostului guvernator al BNM Dorin Drăguțanu și a foștilor viceguvernatori Ion Sturzu și Ion Robot. Comuniștii și socialiștii au sesizat astăzi Curtea Constituțională cu privire la prevederea din codul electoral care permite organizarea unui referendum republican în aceeași zi cu alegerile prezidențiale. Adresarea a fost semnată de Vlad Bătrâncea și Vladimir Voronin. Deputații blocului comuniștilor și socialiștilor se adresează la Curtea Constituțională pentru a verifica constituționalitatea petrecerii referendumului național în aceeași zi cu alegerile naționale prezidențiale, ceea ce în opinia noastră autorilor acestei sesizări la Curtea Constituțională și conform jurisprudenței Curții Constituționale este o încălcare legală. Astfel, opoziția parlamentară a cerut curții să verifice dacă modificarea recentă a codului electoral de către PAS este sau nu constituțională. Am solicitat o reacție de la președinție, dar nu am primit un răspuns. În această toamnă, în Republica Moldova, vor avea loc alegeri prezidențiale, iar în ziua scrutinului ar urma să aibă loc și un referendum privind aderarea Republicii Moldova la UE. Nu se știe deocamdată alte detalii despre acest exercițiu electoral. Transparența decizională nu este respectată în activitatea Parlamentului. Este una dintre concluziile Asociației Promolex, care a monitorizat activitatea legislativului în sesiunea de toamnă. Astfel au fost depistate mai multe nereguli, cum ar fi examinarea și votarea unor proiecte cu încălcarea normelor legale sau ignorarea proiectelor și inițiativelor opoziției. Potrivit raportului Promolex, toamna trecută, Parlamentul s-a întrunit în 14 ședințe plenare, cu 5 mai puține decât în sesiunea de toamnă din 2022. Reprezentanții asociației au enumerat astăzi un șir de nereguli în activitatea legislativă. Nici o ședință dintre acestea nu a fost dedicată proiectelor opoziției, așa cum prevede regulamentul Parlamentului. Absența deputaților este o altă problemă. Toamna trecută s-au înregistrat 226. Cel mai mult, fără motiv, lipsesc deputații neafiliați, iar cei de la PAS, socialiștii și comuniștii au mai puține absențe. Totuși, deputații din opoziție au boicotat 5 ședințe toamna trecută în semn de protest, iar juriștii de la asociație atrag atenția că asta afectează procesul legislativ. Neparticiparea deputaților, în special a celor din opoziție, la dezbaterea proiectelor de acte normative
alternative afectează procesul legislativ, nefiind asigurate dezbaterea autentică. Nu este o practică bună să fie modificată ordinea de zi la fiecare început de ședință plenară, notează analiștii. Iar o altă problemă este că unele proiecte nu sunt examinate suficient, acest lucru afectând transparența decizională. Referitor la transparența decizională, observăm că și în cazul cel puțin 5 ședințe plenare din această sesiune, gradul de transparență decizională a fost afectat mai mult de 50%. După cum se vede grafic, la data de 4 octombrie, în această ședință, transparența a fost afectată la 100%, caz datorat faptului că în această ședință s-a examinat un singur proiect cu încălcarea normelor legale. Principalele probleme rămân a fi nepublicarea actelor aferente proiectelor, rapoartele comisiilor, avizele autorităților și nerespectarea termenului prevăzut de legislație pentru prezentarea recomandărilor părților interesate, adică lipsa consultărilor publice prevăzute de legislație. În continuare se înregistrează un număr mare de acte normative referitor la demisii, numiri și desemnări, fenomen care deja nu ar trebui să fie atât de pronunțat în această legislatură. Raportul a fost realizat în cadrul programului de democrație transparentă și responsabilitate cu sprijinul Agenției SUA pentru dezvoltare. Am solicitat un comentariu de la responsabilii de la Parlament, dar aceștia ne-au spus că vor reveni ulterior cu o reacție. Se caută judecători la Curtea Supremă de Justiție. Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat un nou concurs pentru suplinirea prin transfer temporar a 3 posturi vacante la CSJ. Candidații pot depune dosarele până pe data de 6 februarie. Astfel, la concurs pot participa persoanele care au cel puțin 8 ani lucrați în calitate de judecător, au reputație ireproșabilă și nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 2 ani. În prezent, 8 din cei 11 magistrați de la CSJ sunt de la instanțele inferioare. Curtea Supremă de Justiție se confruntă cu un deficit de judecători după ce în februarie anul trecut 18 magistrați au demisionat. Peste câteva săptămâni a fost înregistrat al doilea val de demisii. Atunci experții au catalogat plecările drept un sabotaj al judecătorilor care nu au vrut să treacă vetting-ul. Stau cu gunoiște lângă case, mai mulți localnici dintr-un sat din Căușeni se plâng că de ani de zile suportă un miros insuportabil și se sufocă atunci când deșeurile iau foc. Aici vin care și cum, care nu achită, tot zvârle așa de pagard. E foarte multă mizerie, mai ales primăvara când sunt și vânturile. Tot lanurile astea, tot toloaca sunt prăște, numai pachete, numai... Aceeași problemă este și într-un sat vecin. De ce autoritățile locale nu pot găsi soluții și cum comentează Ministerul Mediului, aflați în jurnal. După ce a fost condamnat în dosarul fraudă bancară, fostul premier Vlad Filat nu a achitat prejudiciul material de aproape jumătate de milion de lei. Șefa Procuraturii Anticorupție susține că procurorii nu au recuperat niciun leu din sechestrele aplicate pe bunurile acestuia, precizând că s-au întâmplat foarte multe lucruri dubioase, iar acum se investighează toate aspectele. Filat condamnat fără a se achita niciun prejudiciu pentru stat, deci statul nu a recuperat absolut nimic și asta este o altă întrebare. De ce credeți că s-a întâmplat asta? Acolo s-au întâmplat foarte multe lucruri dubioase, noi avem și dosare penale pornite pe aceste chestii, despre modul în care au fost ridicate sechestrele prin proceduri civile, divorț din soție, deci lucruri complicate, anume puse la, din punctul nostru de vedere, puse la cale, ca să nu fie plătiți acești bani care, cu care el e dator statului. Deci noi investigăm aceste aspecte. Ați spus că se investigează faptul că statul nu a recuperat prejudiciu, da, din acel dosar, după acel dosar. Cine sunt investigați acolo? Procurorii care au instrumentat acest caz sau cine? Nu, dacă nu greșesc, faptele investigate includ și acțiunile executorului judecătoresc. Dacă nu greșesc, la moment nu vă pot da mai multe detalii. În dosarul frauda bancară, Vlad Filat a fost condamnat la 9 ani de închisoare de prima instanță în iunie 2016, fiind învinuit de corupere pasivă și trafic de influență. Atunci, judecătorii au dispus și confiscarea specială a bunurilor
acelor imobile și cotelor sociale care aparțineau acestuia în sumă de peste 470 de milioane de lei. Printre bunurile puse atunci sub sechestru au ajuns mai multe automobile de lux și bunuri imobile. Filat a fost eliberat din arest după 4 ani, în decembrie 2019, iar de atunci niciun leu nu a ajuns în bugetul statului. Astăzi acesta nu ne-a răspuns la telefon pentru o reacție. Fostul premier este vizat într-un alt dosar pentru spălarea banilor, în cadrul căruia procurorii au cerut o pedeapsă de 7 ani de închisoare. Cât de bine este instrumentat dosarul și ce șanse există ca procuratura să obțină o condamnare? Acuzatorul de stat, procurorul a luat decizia că sunt suficiente probe, că poate fi demonstrată vinovăția în instanță de judecată. Mai departe, a susținut acuzarea în instanță, deci urmează, am venit cu poziția noastră din punct de vedere de pedeapsa solicitată, deci clar lucru, procurorul crede că sunt suficiente probe ca persoana să fie condamnată. Potrivit Procuraturii Anticorupție, Filat este învinuit că ar fi încheiat un contract de asistență în campania electorală la alegerile parlamentare din 2014 pentru PLDM cu o companie de consultanță din Washington. Pentru serviciile contractate, fostul premier ar fi achitat peste 12.800.000 de lei. Banii erau transferați de pe conturile unor companii gestionate de intermediari și ar fi fost obținuți prin infracțiuni de corupție din Banca de Economii. Anterior, Filat a negat aceste acuzații. Republica Moldova va adera la sistemul de plăți unic din Europa. O cerere în acest sens a fost depusă astăzi de guvernatorul Băncii Naționale. Aderarea ar aduce mai multe avantaje pentru țara noastră, cum ar fi tranzacții și plăți mai rapide la un preț sustenabil, afirmă șefa BNM Anca Dragu. Astfel, moldovenii care transferă bani de peste hotare și plătesc acum între 20 și 50 de euro pentru o tranzacție, după aderare vor achita în jur de 3 euro. Este o zi istorică pentru Republica Moldova. Este ziua în care, din partea Băncii Naționale, avem o declarație clară și neechivocă a dorinței de a fi parte a sistemelor europene, astăzi a sistemului de plăți unic din Europa. După ce a semnat cererea de aderare la zona unică în plăți în euro, Anca Dragu a vorbit despre beneficiile acestui sistem unic european de plăți. Aceasta a subliniat că unul dintre cele mai importante avantaje este reducerea costurilor pentru tranzacții. Cu acest sistem, o plată ar putea să fie făcută într-un orizont de timp de circa 24 de ore, poate chiar zi cu zi. Și în loc să plătim 20, 30, 50 de euro pe tranzacție, să plătim numai undeva la 1, 2, 3 euro. Cred că aceasta va fi o veste foarte bună pentru toți moldovenii care trăiesc și muncesc în străinătate și transferă remitențe, transferă din agoniseala dumnealor către rudele din țară. Acceptarea cererii din partea țării noastre ar putea avea loc peste cel puțin un an și jumătate, a spus Anca Dragu, precizând că apartenența țării noastre la zona unică în plăți în euro va face mai ușoară tranzacțiile transfrontaliere și va stimula comerțul. Reprezentanții băncilor prezenți la ceremonie au salutat decizia. Odată cu aderarea la SEPA înseamnă costuri minime și, cel mai important, rapide și sigure, vorbim chiar și de câteva secunde. Urmează doi pași importanți până când țara noastră să ajungă să facă parte din acest sistem. Evaluarea de către Consiliul European al Plăților, apoi conectarea, a precizat guvernatoarea. Zona unică în plăți în euro include în prezent cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, Marea Britanie, Islanda, Norvegia, Elveția, Monaco, San Marino, Andorra și Vatican. A furat o mașină, dar nu a ajuns prea departe cu ea. La prima cotitură s-a izbit într-un parapet de pe marginea drumului. Este peripeția unui tânăr de 19 ani. Din imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede momentul în care șoferul buclucaș intră cu mașina în parapetul de pe marginea șoselei. Mai târziu s-a aflat că autoturismul a fost furat din fața unei gospodării din satul Cărpineni, Hâncești. Proprietarul își va primi mașina variată. Hoțul a fost reținut. Pe mâna poliției a ajuns și un alt tânăr de 23 de ani, căutat și el pentru că a furat un automobil. Suspecții se pot alege cu o amendă de peste 60.000 de lei sau închisoare de până la 3 ani.
Problema gunoiștilor neautorizate rămâne nerezolvată în multe localități din țară. În satul Chircăiești din Căușeni, localnicii se plâng că se sufocă din cauza mirosului insuportabil. Deși anterior, primăria spunea că va găsi o soluție, acum afirmă că nu are bani. Aceeași situație este și în alte sate, iar unii primari declară că problema trebuie rezolvată la nivel central. Așa arată intrarea în satul Chircăiești, raionul Căușeni. De 30 de ani aici este o gunoiște neautorizată. Aici vin care și cum, care nu achită, tăți zvârle așa pe gard. Nu, alt loc n-aveam, nu-i bune. Toamna trecută oamenii s-au plâns că gunoiște a fost cuprinsă de flăcări. Atunci, autoritățile locale s-au lansat în promisiuni că vor rezolva problema și vor muta groapa de gunoi până în 2024. Acum însă primăria spune că nu are bani. Din noiembrie noi cătăm surse financiare pentru ca să schimbăm locul gunoiului. Vedeți, sunt și stare și la intrare în localitate, e foarte urât. Și cătăm cât mai urgent surse financiare ca să-i mutăm locul gunoiului, cum este și legislația spune, 2 km de la sat. Aceeași problemă există și în alte localități. În satul Popeasca din Ștefan Vodă, de exemplu, gunoiștea se întinde pe un câmp deschis, iar localnicii se plâng că toate lanurile de grâne sunt în deșeuri. E foarte multă mizerie, mai ales primăvara când se încep vânturile. Toate lanurile se toloacă, sunt prăși, numai pachete, numai... Autoritățile locale spun că problema trebuie rezolvată la nivel central. Opinia mea e elaborarea unui cadru normativ, legislativ, cu privire la autorizarea gunoiștilor. Chiar acum, recent, în parteneriat cu administrația satului Iernocli, administrația satului Feștelița, am inițiat un proiect pentru a aplica în cadrul programului Mă Implic. Un proiect ce își privește crearea unui serviciu de reparație, întreținerea drumurilor și salubrizarea. Potrivit inspectoratelor pentru protecția mediului din Căușeni și Ștefan Vodă, în localitățile din aceste două raioane ar fi peste 60 de gropi de gunoi neautorizate. Responsabilii de la Ministerul Mediului susțin că problema gunoiștilor neautorizate este în proces de soluționare, după ce a fost demarat proiectul național de gestionare a deșeurilor. Acesta prevede crearea a 8 platforme regionale. În fiecare regiune noi vom crea un operator regional și vom crea un sistem integrat de management al deșeurilor, ceea ce presupune construcția infrastructurii, deci centru integrat de management al deșeurilor, una sau două sau trei, independent de mărimea regiunii, stații de transfer. După ce noi procurăm autospecialele și containerele, planul este să închidem toate gunoiștile existente. Acest lucru însă nu se va întâmpla în curând. Proiectul a fost demarat anul trecut și ar urma să fie implementat până în 2027. După palatul de 1 miliard de euro de la malul Mării Negre, au apărut și primele imagini cu luxoasa casă de vacanță a lui Vladimir Putin din pădurile Careliei. Это Карелия, залив Марьялахти. Местные жители говорят, что Путин бывает здесь как минимум раз в год. Mai multe detalii, dar și imagini cu palatul lui Putin cu vedere la Golful Finlandei, vedeți în câteva minute la știri. Bruxelles are un plan pentru a lovi Ungaria dacă Victor Orban continuă să se opună prin veto pachetului de 50 de miliarde de euro destinat Ucrainei la summitul de joi. Strategia UE urmărește să sperie investitorii prin întreruperea finanțării Budapestei, scrie Financial Times. În replică, Victor Orban amenință UE cu Armagedonul și acuză Bruxelles că duce un război ideologic împotriva Ungariei, pe care o șantajează din cauza problemei ucrainene. După ce deja a făcut-o în decembrie, premierul ungar Victor Orban a spus că va bloca utilizarea bugetului UE pentru acordarea unui ajutor financiar de 50 de miliarde de euro Ucrainei și în cadrul unui summit de urgență al UE convocat pentru joi. Comisia Europeană a decis să nu declanșeze articolul 7, așa numita opțiune nucleară, împotriva Ungariei, pentru presupuse încălcări ale drepturilor fundamentale, până când nu va exista un sprijin majoritar puternic în rândul statelor membre. It's not possible
for the Commission to take a decision in the process. You know that the decision is taken by the Council. Activarea în premieră a articolului 7 necesită o propunere scrisă din partea Comisiei Europene sau a unei treimi din statele membre. Deși unii diplomați au sugerat că starea de spirit pentru accelerarea articolului 7 a devenit mai favorabilă în lumina veto-ului lui Orban și a cererilor sale tranzacționale, Reinders a precizat că unanimitatea necesară este încă un scenariu îndepărtat. There is no decision by the Commission at this moment in time to trigger that step under Article 7. Odată ce se constată încălcarea gravă și persistentă, articolul 7 poate conduce la suspendarea drepturilor de membru, inclusiv a drepturilor de vot. Dacă Orban nu își retrage veto-ul, Bruxelles a pregătit un document prin care le cere liderilor celorlalte 26 de state membre UE să amenințe în mod public Ungaria cu privare de toate fondurile europene, potrivit Financial Times, și astfel punerea în pericol a monedei ungare și zdruncinarea încrederii investitorilor. Într-o scrisoare trimisă la Bruxelles, guvernul ungar se declară pregătit să se ia bani din bugetul UE pentru Ucraina, cu condiția să obțină posibilitatea unei revizuiri. Summitul extraordinar de joi al UE are scopul să caute un compromis la această problemă. Viktor Orban a refuzat să aprobe deschiderea unor negocieri de aderare la UE ale Ucrainei și a părăsit sala pentru că liderii europeni să ia această decizie la jumătatea lui decembrie. El repetă neîncetat că Ucraina nu poate obține o victorie împotriva Rusiei și pledează în favoarea negocierii unei încetări a focului cu Moscova. 35 de drone și 2 rachete au fost lansate asupra Ucrainei noaptea trecută. Rusia a vizat mai multe localități din țara vecină, inclusiv capitala. Mai multe întreprinderi agricole și mașini au luat foc. Ucrainenii, la rândul lor, au atacat cu drone regiuni rusești, dar și peninsula Crimeea, anunță autoritățile de la Moscova. În Donețk au fost avariate case, un hotel și mai multe mașini. O persoană a murit, iar altele au rămas blocate sub dărâmături, fiind salvate ulterior de pompieri. Un incendiu de amploare a izbucnit la o întreprindere agricolă din Herson, după ce o dronă a căzut pe acoperișul acesteia. În Nicolaev, rămășițele unei drone au căzut direct pe un camion care transporta semințe de floarea soarelui. Ca urmare a impactului, vehiculul a luat foc, șoferul suferind arsuri. Nici la Kiev nu a fost o noapte liniștită. Resturile unei drone ruse au incendiat o clădire administrativă și hangarul unei întreprinderi. Doar 15 dintre cele 35 de drone au fost doborâte. Nu este clar încă ce s-a întâmplat cu celelalte sau cu cele 2 rachete S-300 cu rază lungă de acțiune. Pe de altă parte, și sistemele de apărare aeriană rusești ar fi distrus 20 de drone lansate de Ucraina deasupra peninsulei Crimeea și mai multor regiuni rusești, anunță Ministerul Apărării de la Moscova, fără a oferi mai multe detalii. Kievul nu a comentat acuzațiile. Între timp, de pe front au venit noi imagini care arată cum armata ucraineană distruge în totalitate o coloană de blindate rusești ce atacă la nord de Avdiivka. Volodymyr Zelensky a declarat că Rusia își tratează proprii militari ca pe carne de tun și că Moscovei nu îi pasă de câți soldați mor în războiul din Ucraina. Зараз у нас є, наприклад, Авдіївка, просто навіть не уявляється. Це паркани. Паркани з їх людей. Вони це зробили. Просто лежать люди на полі бою, один на одному. Це вже паркани трупів. Вони їх навіть не забирають. Luna trecută, un purtător de cuvânt al armatei ucrainene preciza că doar la Avdiivka rușii pierduseră în 2 luni aproape 20.000 de militari, după ce reușiseră să avanseze în jur de 2 kilometri. Zilele trecute, autoritățile ucrainene au anunțat că trupele ruse au reușit să intre pentru prima dată în oraș, dar au fost în cele din urmă respinse. Kremlinul lovește împotriva criticilor săi fără discriminare. O pensionară de 72 de ani a fost condamnată la 5 ani și jumătate de închisoare. Aceasta a fost acuzată în temeiul unei legi care interzice răspândirea deliberată a informațiilor false despre armata rusă. Bătrâna a pledat vinovată, dar a negat că a fost motivată de ura politică, așa cum au susținut procurorii. Femeia a distribuit 2 postări pe pagina sa de socializare, una cu un video emoționant despre conflictul din Ucraina și cealaltă despre numărul de soldați ruși uciși. Moscova a făcut ilegale critici și l-a adus armatei sale la scurt timp după lansarea ofensivei sale din Ucraina în februarie 2022. Mii de oponenți ai conflictului au fost cenzurați, reținuți sau exilați. După palatul de 1 miliard de euro de la Marea Neagră, în spațiul public au apărut cele mai detaliate imagini realizate vreodată cu reședința lui Vladimir Putin din apropierea Finlandei. Anume, la casa de vacanță aflată în adâncul pădurilor din regiunea nordică rusă Karelia, este posibil ca liderul rus să se fie izolat în timpul pandemiei. Jurnaliștii ruși independenți au prezentat primele fotografii cu vila de lux a lui Putin, care se întinde pe un teren de 2 ori cât statul Monaco din sudul Franței.
Aceasta este cascada Maria Lahta din Carelia cu o înălțime de 4 metri, care ar trebui să facă parte din Parcul Național, dar accesul la ea este restricționat. Aici este un gard înalt, sârmă ghimpată și pază non-stop, iar vis-a-vis se află un foișor pentru singura persoană care poate admira peisajul, președintele rus Vladimir Putin. În zonă nimeni nu are voie să filmeze, dar centrul dosie a obținut cea mai detaliată înregistrare video realizată vreodată la reședința lui Putin din Carelia. Владимир Путин обожает русский север. Его не смущает даже соседство с недружественной Финляндией, на границе с которой всего 30 километров. Это Карелия, залив Марьялахти. Местные жители говорят, что Путин бывает здесь как минимум раз в год. Журналиștii de la Dossier Center, un ONG fondat de disidentul rus Mihail Hodorkovski, desemnat de Moscova, agent al străinătății, explică într-un documentar de 6 minute și jumătate modul în care a fost construit acest conac aflat la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Finlanda. Ни хижину, ни амбар, ни садовый дом они внешне не напоминают. Первое здание так назвали архитекторы, создававшие проект. Второе так зарегистрировано в Росреестре. Третье под таким названием фигурирует в утечке документов строительной компании. Амбар больше напоминает дом приемов. Внутри есть гостиная, собственная пивоварня, на втором этаже чайная комната. У здания бассейн или фонтан, отдельный подземный вход, вертолетная площадка и пирс для яхт. Deși numele ar sugera un peisaj rural idilic, clădirile sunt locuințe ultramoderne decorate cu podele de marmură, pietre semiprețioase și alte finisaje de lux, ca de exemplu bideuri care costă 10.800 de dolari bucata și capete de duș ce valorează 4.600 de dolari fiecare. Cabana pescarului și casa de grădină are propriul spațiu amenajat pentru elicopteri și pentru debarcarea iahturilor. На время его визитов местную охрану меняют на сотрудников ФСО. Подъезды блокируют, а соседние острова оцепляют. Дома огорожены, на заборах камеры видеонаблюдения и датчики движения. По прилегающему лесу пущена колючая проволока. И, возможно, это не все меры предосторожности. În urmă cu 3 ani, investigatorii disidentului Alexei Navalny au prezentat imagini spectaculoase cu o altă proprietate care i-ar aparține de facto lui Vladimir Putin, Palatul Somptuos de la Marea Neagră, construit tot prin intermediul unor interpuși și deținut în acte de FSB, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei. Guvernul Franței urmează să anunțe o serie de măsuri pentru a liniști agricultorii care au blocat majoritatea intrărilor în Paris. Agricultorii se pregătesc însă pentru o înfruntare de lungă durată. Imediat la știri vedeți cum au petrecut noaptea protestatarii care au blocat 100 de kilometri de autostrăzi. Raid israelian inedit într-un spital din Cisjordania. Comandouri izraeliene deghizate în palestiniene au ucis 3 militanți într-un spital din oraș, unul dintre ei fiind acuzat că plănuia un atac iminent. Imaginile atacului au fost surprinse de camerele de supraveghere. Imaginile distribuite de mass media palestiniană arată circa 12 persoane înarmate cu puști circulând pe holurile unui spital din orașul Jenin, din Cisjordania, ocupată de Israel. 3 dintre soldații israelieni erau îmbrăcați precum femeile musulmane, iar 2 erau deghizați în medici. De asemenea, unii aveau barbă falsă. Poliția israeliană de frontieră a transmis că cei 3 palestinieni au fost uciși într-o operațiune a forțelor sale aflate sub acoperire. Hamas a recunoscut că unul dintre cei uciși la spitalul din Cisjordania este membru al grupării. Jihadul Islamic a revendicat apartenența celorlalți 2, spunând că erau frați. Israelul acuză de mult timp Hamas că folosește spitalele din Gaza pentru a ascunde oameni și arme și că folosește palestinienii ca scuturi umane. Între timp, Hamas anunță că a primit și va examina o propunere de încetare a focului, elaborată în timpul negocierilor din acest weekend de la Paris, de către directorul CIA, premierul Qatarului și șefii serviciilor de informații israeliene și egiptene. Acordul ar permite eliberarea celorlalți ostatici și întreruperea ostilităților timp de până la 2 luni. În atacul de la 7 octombrie, 150 de persoane au fost răpite și conduse în fâșia Gaza, potrivit autorităților israeliene. Aproximativ 100 de ostatici au fost eliberați la sfârșitul lui noiembrie, în schimbul eliberării unor deținuți palestinieni din Israel într-un armistițiu. Alți 104 ostatici ar fi reținuți în continuare de Hamas, iar 28 ar fi morți.
În Spania, o reprezentare a lui Hristos a iscat un scandal printre ultraconservatori. Oamenii cer ca afișul oficial folosit pentru festivitățile din Săptămâna Mare de la Sevilla să fie înlăturat, considerându-l ofensator pentru catolici, deoarece pare prea efeminat și sexualizat. Prezentat în weekend, acest poster creat de un artist sevilian îl prezintă pe Iisus acoperit în talie de un giulgiu alb pe fundalul unei nuanțe de roșu aprins. Afișul oficial selectat al festivităților din Săptămâna Mare de la Sevilla i-a înfuriat pe ultraconservatori, care cer să fie retras, considerându-l ofensator. Bueno, era muy reconocido todo lo que sea, pero podría haber hecho otra cosita. Podría haber hecho otra cosita para Sevilla. No sé, no tiene ningún elemento de Sevilla, tampoco, que la imagen que sale es de un chico, ¿no? Que no es ningún Cristo de aquí, no sé, no le veo sentido, está como muy desnudo. A mí no me gusta, la verdad. Astfel, o petiție lansată ieri împotriva acestei lucrări a strâns peste 10.000 de semnături. Oamenii cer să se apere tradiția și fervoarea religioasă a Seviliei. Aceste reacții au fost denunțate de către autorul afișului, care se declară surprins și dă asigurări că a pictat această operă elegantă într-un demers de profund respect față de credincioși. Cuando salimos, alguien me pasa un link de un periódico y decía revolucionario. Y yo pensé, revolucionario. Mi trabajo no lo es, y el cartel tampoco. No hay nada revolucionario en el cuadro, hay contemporaneidad. Pero todos los elementos que he usado son elementos que ya se han utilizado en los últimos 7 siglos en el arte sacro. Procesiunile din Săptămâna Mare, care comemorează patimile, moartea și învierea lui Hristos, ocupă un loc important în Spania, o țară în care tradițiile catolice sunt foarte prezente, mai ales la Sevilla, considerată capitala acestor defilări religioase. Agricultorii francezi continuă a doua zi de blocaj în jurul Parisului pe principalele autostrăzi de intrare în capitala Franței. Sunt deciși să mențină asediul zile în șir dacă noile măsuri care urmează să fie anunțate de guvern nu vor fi considerate satisfăcătoare. Fermierii spun că scopul lor este de a opri livrările de alimente către supermarketuri. Rând pe rând, din toate colțurile Franței au început să vină tractoare și utilaje agricole ale fermierilor nemulțumiți. Fermierii par hotărâți să continue protestele cât timp e nevoie. În total, 10.000 de agricultori au ieșit în stradă în hexagon cu mai bine de 5.000 de utilaje. Ei cer, printre altele, taxe mai mici și ajutor în fața exploziei prețurilor la energie și carburanți. Oamenii mai cer deblocarea de ajutoare de sute de milioane de euro și subvenții precum motorina. The government has to understand that we can't take it anymore. Farmers can't take it anymore. We're at the end of our tether. We've run out of cash. We've got no money to start up again. We've got too many environmental regulations. At some point, enough is enough. I don't see why other European countries have different regulations to us. Protestatarii au petrecut o noapte afară, blocând circa 100 de kilometri de autostrăzi din jurul Parisului, asta în timp ce premierul francez purta discuții cu reprezentanții fermierilor. Ulterior, oficialii au spus că urmează astăzi să anunțe o serie de măsuri. We do not seek escalation. We want everyone to be respected. Four offices and property to be respected. We won't allow government buildings or tax collection buildings or grocery stores to be damaged or trucks transporting foreign produce to be stopped. Agricultorii au blocat traficul în regiunea pariziană în 8 puncte și sunt deciși să nu renunțe la proteste până când nu vor primi garanții că solicitările lor vor fi satisfăcute. Într-un oraș la 40 de kilometri de Paris, protestatarii au improvizat o tabără unde au montat corturi ca să se poată odihni câteva ore. În zona a fost amenajat un bufet, iar unii fermieri au încins grătarele și au pregătit mâncare. Pe autostradă au fost instalate frigidere, unde au fost aduse cutii cu apă. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează show-ul Survivor România. Nu uitați, dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Să aveți o seară frumoasă!